Salutare Alva Gang și bine v-am regăsit la un nou episod dintr-o nouă serie, cel mai probabil, de Subnautica. M-am uitat acum ceva zile pe YouTube și am văzut episoade de Subnautica la mai mulți YouTuberi și mi s-a părut pur și simplu tare. Mi se pare un joc extrem de interesant cu foarte multe posibilități și cu foarte multe chestii tari. Deci dacă vreți să dăm o șansă acestei serii, chiar v-aș ruga foarte mult să zdrobiți butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri și vom continua, pentru că eu sunt, de-abia l-am luat, de-abia l-am cumpărat pentru voi. Vreau să fac o serie. deci avem aici mai multe. Build anything with no constraints. Deci avem creative, hardcore, freedom, survival. E un fel de Minecraft la modul că ai foarte multe posibilități și o lume foarte mare. Survival, nu? Loading level. Dar care este faza cu jocul? El are și o poveste, adică pe lângă faza, nu știu, să sper că nu durează mult loading screen-ul. Pe lângă faza de la Minecraft, că Minecraft nu are niciun scop, știi, adică la modul trebuie să bați Ender Dragon-ul, dar n-are o poveste, știi, jocul are și o poveste, Subnautica are și o poveste. Nu știu acum cum este povestea, este ceva cu nave extraterestre, nu știu exact, dar e foarte interesant, asta e faza. Deci faza este că este o poveste foarte interesantă și sperăm din tot sufletul să se încarce repede, să-mi trească, să stau, să dau eu skip și alte nebunii. Acum, nu știu, early access. Deci jocul este în early access, încă nu îl puteți cumpăra de pe Steam dacă vreți. Să-l încercați și voi și alte chestii. Nu știu dacă îl putem juca dacă vreți online. Asta nu știu dacă merge, dacă e un joc online sau nu. Tot ce știu e că e în early access și eu l-am luat ca să-l joc pentru voi, să facem serie și press any button to continue. Unknown World Entertainment Presence. Ok, deci auziți ceva la modul. Ok. Mă lansează. Wow. Ok, deci noi eram pe navetă, eu vă zic ce am înțeles. Stați așa, hai să ne uităm. Mai degrabă. Doar o chestie? A, nu pot să pun pauză încă. Ok. Văd că m-a lovit chestia în cap. Și probabil am rămas inconștient. Holy shit. Mi-a luat foc nava. E instinctorul. Și dă. Ia-l. Pick up. Ăsta. Ok. Am extins. Stai așa, vreau să dau. Nu-mi plac graficile. Sunt foarte mici. Nu știu, grafice. Preset. S-a blocat jocul? Oh. Bă. Bine, mai dăm după. Press tab. Ok. Deci noi practic suntem pe lumea extraterestră. 1, 2, 3, 4 corresponding slot. Ok. A, deci mă învață. Foarte tare. Stați o secundă. Dăm și noi graficile un pic pe high. Ia de pe high. Mai mult nu știu dacă ne duce. Hai, lasă-vă, hai. Atas n-avem lag, nu știu. Bine, merg și pe medium, nu mă plâng. Lasă-le pe medium deocamdată. Damage radio, use repair tool. N-am repair tool. Ce te-s fac? Climb ladder. Ia, climb ladder. Ce-i aia? Coșmarul meu de când mă știu. Da, merge și pe high dacă vreau.
Deci, coșmarul meu de când mă știu. Să fiu în mijloc oceanului. În mijloc oceanului, frate. Să nu văd pic de țărm. Deci asta a fost baza noastră, naveta noastră, nu știu ce a fost distrusă. Ce ce să fac? Intră înapoi, că... Fabricator. Resources. Personal, ia. Tools. Și între tot felul de chestii. Ok. Deci nu mai sunt oameni. Practic pe Aurora, baza noastră unde eram noi. Ok. Deci hai să dăm save, văd că... văd că tu trebuie să dai save. Ia exit. Asta mă atacă? Nu mă atacă. Bun, deci avem și un oxigen acolo, văd. Dar pick up, nu știu. Pick up. Ia adunăm o chestie. Cum înnoți? Așa, da, văd că nu... A, poate e destul de ușor să înnoți oarecum. Trebuie doar să mă prind eu de fază. Și vin la suprafață și mi iau HP. Ok. Fac HP-ul la suprafață. Mai luăm niște mushroom din astea. Way, weed de ăsta, nu știu ce-i cu el. Ia. Blue palm, nu pot să iau. Mai ia niște mushroom-uri de-astea. Coral shell plate. Tare. Break limestone, ia. Yeah. Bun. Spart limestone, dacă asta m-a pus să fac. Ia și una suprafață. Open PDA. Limestone. Și am foarte multe aciduri din-astea. Acid flash defense mechanism. Tare, ok, să ținem. Și acum? Bun, deci am... Ar fi bun sau rău? Bă, nu știu, dar se apropie așa urât, știi, și mai bine plec. Nu știu, mi-e frică de lucrurile care mă atacă. Sper să nu mă atace lucruri pe aici. Pick up quartz. Quartzul cred că e folositor. Și e rămân fără oxigen. Dă-i viteză, tati, până sus. Bun. Unde e aia? Vreau să ne întoarcem să luăm mai multe. Mai erau cristale pe aici și... Ia, uite. Bun. Cooper. Tare, deci să luăm de-astea. Ia și cristale. Quartz, mă rog. Quartz, nu cristale. Bine, trebuie să ies iară. Dar faza e că... Ce până mea s-a auzit așa? Oxigenul nu e problema, că ies eu la suprafață. Dar ce s-a auzit așa, adică? Măi, mișto că putem explora și învăța jocul împreună. Ia, cu voi pot să fac ce? Pot să-l iau! Ia-l! Bă, oprește-te, nenorocitule. Nu vă omor, mă. Pot să-l mănânc. Dă mâncare. Scade H2O, văd. Small edible prey fish. Deci pot să te mănânc. Mănâncă-l, mă. Mă rog, sunt pașnic, văd. Nu vreau să-l mănânc, aparent. Hai să mai culegem chestiile astea pe aici. Iau și pasta, iau și pasta. Iau și pasta, boss. Să vedem că îmi trebuie unelte, vă dați seama. Să construim chestii, pui mei, și trebuie să culegem ce găsim, văd. Uite, adică trebuie să existe o modalitate, ceva, ca să... Unde sunt? Mor de așa. Ce era acolo, frate? Mor? Ah!
LOL, la limit am supraviețuit incredibil. Ce-a fost chestia aia? Nu știu ce-a fost, dar m-am speriat rău de tot. Oh my fucking god, ok, să urcăm înapoi. Bun. Mă ajută? Bun. Hai să vedem. Fabricator, personal. Tools, putem să facem un... Ok, water, bun. Asta-s chestii de sco... Siglet. N-am hauar încă. Warning. Open storage container. Ah, aici, aici avem noi și putem... Nutrient. Ah, avem un care. Și apa apare. Niște blueprints-uri care nu știu cu ce mă aștă. Și... Hai să le punem pe toate acolo, că să le țin așa în inventar, pana. Ia și un flare din ăsta. Să avem la noi și văd că mai avem niște voice log-uri. Deci, practic, să am grijă că nu știu ce pot să facă ăștia, fi fort extraterestri. Uite, îl luăm pe ăsta, îl luăm și pe ăsta. Hai să mai luăm câțiva. Îi poți prăji, știi, și... Uite, eu acum... De ce mi s-a făcut? Mi se... A, se face zi afară. Se face noapte, de fapt. Eat something. A, deci uite, îi se face foame. Deci hai să vedem cum facem cu mâncarea. Uite, hai să-l prindem și pe micul. Nu, îl prinde prea rapid. Bun, deci hai să vedem cum facem cu mâncarea, cum e cu prăjitul ei. Deci mergem la, la fabricator. Substance. Cook food. Bam. Ia, fă-mi-l pe ăsta. Nice. Ia, fă-mi și pe ăsta. Fă-mi și pe ăsta. Deci pot să mănânc easy dacă vreau. Ia bagă la stomacel. A, deci și de ușor să te hrănești, am înțeles. Și aparent văd că-ți dau și niște apă unii dintre ei. Deci practic poți să și bei. Deci se face seară. Cum faci cu dormit în jocul ăsta? La modul... Poți să dormi? Damage radio, use repair tool. Îmi trebuie repair tool-ul ăla. Repair tool, da. Tare. Tools, ia. Scanner, repair tool, silicon rubber, cave sulfur și titanium. Titanium am? Titanium am? Am titanium. Dar silicon rubber îmi trebuie Creepvine Seed Cluster. Și unde... Ok, și unde pot găsi aia? Iar la personal, dacă vreau să fac până la urmă repertul, îmi trebuie și cave sulfur. Cave sulfurul ăla ce? Cave sulfurul, cred că e pur și simplu ceva găsit. Ou, e noapte, băga meaș. Hai să vedem ce găsim noi pe aici. Văd un pește. Acid mushrooms. Coace. Fam, nică de nașpa e cu oxigenul ăsta, jur, deci... E prea mic, adică nu faci nimic cu el, deci n-apuc să ajung până jos și deja trebuie să-mi iau oxigen,
Oricum, e genial jocul, te prinde rău. Uite, hai să luăm Gatefish-ul ăsta. Ia, uite, ia unul. Pick up. Scuze, Gary. Trebuie să vă descoper. Și aparent noi trebuie să stăm pe noapte, că nu poți să faci zi. Ceea ce e destul de clar, cred. Dar nu pot să fac zi, deci... Chestia e rea, nu vreau să mă apropii de ea. Așa pare. Ce e asta, uite. Metal Savage? Nu știu, iau. Pe aici, pick up. Mai dăm și noi un pick up la câte un pește. Mai avem și noi cu ce să ne facem de mâncare. Oricum e foarte creepy jocul, adică chiar nu mai așteptam la chestia asta. Dar îmi place foarte mult, sincer. E genul meu de joc care chiar mă prinde așa un pic. Nu știu acum dacă o să vă placă, vă sper să vă placă, să putem să facem o seriones dânsul sau cu dânsul. Ia să ne plimbăm și încoace să vedem ce găsim. Văd un pește de la mare și rău, de care nu vreau să mă apropii prea mult. Ia-l pe ăsta. Prinde-l. Ce s-a auzit așa? Cine e cântareța asta de scoate sunete? Deci să fii în mijlocul oceanului, bro. Deci asta este coșmarul meu, jur. Am avut coșmaruri cu chestia. Uite, o chestie acolo care cred că poate fi luată. Încă un Metal Savage. Savage. Savage, baby. Quartz. Ah, și pot să fac puțin de zi, da. Da, nu știu de ce am aruncat-o, că văd că mă ajută, știi? Cooper, mai ai niște quartz ăsta. Oxigenul, iară, băgam iaș! Ești la suprafață, ești la suprafață. Iar am auzit ceva din peștera aia. Uite încă un Metal Savage de ăsta. Ia-l și pe ăsta. Ia-l pe ăsta. Ui, doamne, cât e pe aici, ești nebun. Ia-l, ia-l, bun. Ui, doamne, unde am ajuns? E și noapte și eu nu văd nimic, știi? Ce doar fi astea? Trebuie să mă grăbesc. Am nevoie pentru repair tool. Bun. Aolo, ăsta e rău, ăsta e rău, ăsta e rău. Fugi, fugi, fugi. Na, mor. Na, nu ies. Nu ies la timp. Nu cred că am șanse. Sau la limită, ca de obicei. Ia, prindeți-mă asta. S-a făcut zi? Bun. Deja se face zi. Interesant. Cu ziua asta. Anul ăsta mi se face el acolo automat tare. Hai să ne prăjim niște pește în ăsta în caz de orice. Dacă ar fi așa ușor să supraviețuiești, de fapt, și în realitate, dacă ai fi naufragiat, nu este sub nicio formă de ușor, dar... deci, ce mă interesează pe mine? Unde am rămas? Am rămas la personal. Bă, echipamentul... Standard tank. Titanium. 3. Ne trebuie titanium. Cât titanium avem? Nu, ce să fac asta deocamdată. Deci, dar nici loc în storage nu prea mai am. Deci ne trebuie titanium.
Ia ia tu tot titanium-ul pe care îl avem. Oh, n-am vrut asta. Nu știu ce am făcut, am apăsat pe E, da? E ok. Bun. Substance, nu. Personal. Equipment. Yeah! Tare! Am făcut un tank de oxigen care mi oferă mai mult oxigen acum. Bun. Cu chestiile alea ce pot să fac eu? Cu... Pot să mai fac unul, dar mai între mai multe chestii. Mă rog, cu chestiile aia ce pot să fac? Cu... Siliconul cum se făcea? Ah, n-am, pot să fac încă. Pot să fac glass dacă vreau. Ah, și pot să fac și titanium de asta. Din, ok. Deci pot să fac titan din astea. Ce cred că e mult mai folositor decât să le țin pe alea. Cu storage ăștia nu știu cum o să fac. Că nu prea mai am storage. Ia, de exemplu, dacă vreau la deployable waterproof locker. Ia fă unul. Și un, ce fac ăsta? Unde-l pun? Am făcut unul, văd. Dar ce fac cu el, adică? Ok, ieși. Pui în apă? Oh! Nice! Un mic storage jet aici cu niște chestii până ele nu strigă, nu? Zic eu. Chiar deloc. Și acum că avem și mai mult oxigen, ar trebui să fim mai șmecheri, practic. Și să putem... nu, nu asta. Și să putem explora mai mult, nu? What's this? Niște copper ore. Bun, deci este zi, avem oxigen. Filmul de 23 de minute. Cam multe minuțele dacă mă întrebați, dar m-a prins jocul așa. Și m-a jucat off camera, dar nu știu ce să zic. Că nu vreau nici să pierdeți voi din joc. Unde mai eram în peșterile alea? Uite pe aici, nu? Bun, deci fiți atenți. Ne luăm tot oxigenul de care putem. Pe care putem să-l luăm și ne îndreptăm către peșteri. Vedem ce găsim până ele pentru că... Oloiac! Olo, ăsta e rău! Pleacă dracului de aici, fumă-mă! Poate mai-mi face asta un de-ala. Ca asta îmi trebuie. Quartz. O luăm încă un de la pleacă de aici, te rog. Mamă, ea explodează, what the fuck? Tu ce faci, ce ești? Nu știu ce ești, dar ești urât ca dracu. Băi, ce scârbos e jocul ăsta. Da. Ia-ți, mă, tot oxigenul de care pe care poți să-l iei, ce naiba. Nu lua așa cu jumătăți de măsură, că nu... Pe aici am fost, nu da.
Da, am fost ea și cuarțul. Și chestia aia de acolo. Fiindcă e destul de important silverul totuși. Astea ce or fi? Table coral, da, nu, oricum nu pot să le folosesc. Adică nu mă las să le iau. Tot felul de nebunii, de locușoare, lucrușoare, locușoare. Deci jur că e foarte complex jocul. Asta îmi place mult la el. Foarte complex și... Aolo, stai că asta... Nu pare prea... Parcă nu îmi spune așa că vrea să fie tovarăși cu mine. Parcă îmi spune contrariu. Iar tu! Bă, du-te în gâtul... Băi, frate, deci... E incredibil. Ceva pe aici? Niște chestii, niște șrumuri, niște din ăștia. Unde asta? Oricât de tare este, tot e scârbos rău. Hai că ne-am avântat cam mult și ar trebui să ieși noastră față, că după aia mi să nu rămânem iară tot așa pe ultima 100 de metri. Au! Adică noi am avut noroc, dar totuși nu-i frumos să ai așa mare noroc, știi? Adică dacă se poate să ne ajungem în punctul în care ai nevoie să ai norocul ăla pe care l-am avut noi. Pe aici cred că am fost, nu? Da. Ok, hai să ne îndreptăm spre încolo. Nu știu. Deci vreau să găsesc ceva, dar nu găsesc, jur. Și mai are și o ambianță. What? Ce? Mai lua cu nu știu ce sarea, bro. Știu doar că am aici ăsta al meu. Bun. Ia dă-mă un pește de aici. Ia bagă doi pești. A, da, peștii îți fac foame, mă, bă, ce băus. Stai că ți-ți beau apă cam aici sus apă. Îi se face prea setelul ăsta și moare, Doamne ferește, și nu vreau să se întâmple chestia asta. Nu, stai. Aici aveam apă, parcă, nu? Da. Ia, dă-mi o apă de asta. Bea că ești rupt. Am. Tot o pus pe skip și nu trebuie să o pus pe skip, trebuie pe tab. Oricum. Da, cred că... Oh my god, ia un atac ăsta sau? A, nu, e mai tovarăș. E tovarăș, nu? Nu, no, nu e tovarăș. Adică la modul... Adică mai mult se apără, nu cred că vrea să mă atace, știi? No, deci chestia aia este... Bro, ce-i cu ideea aia de bombă? E creepy rău și sunetul ăla. Cum naiba au reușit ăștia să facă sunetul ăla, e odios. Deci eu trebuie să găsesc chestia aia galbenă de care am nevoie pentru repertul. Altfel nu îmi iese. Neapărat trebuie să o găsesc pe aia și nu o găsesc pe fix pe aia. Trec printr-un coral. Ce tare! Aici vreau să fac asta și în viața reală. Hai să mergem. Să ne mai uităm o dată de ce avem nevoie. Și dacă e... Vedem, oricum trebuie să și încheiem episodul că... Oh, pe aici. Că totuși îl facem prea lung. Și nu pot să filmez atâta. Deci pentru... Tu... A, ne trebuie cave sulfur și silicon rubber-ul. Cave sulfur, te spănesc că dintr-o peșteră face rost de el. Și ne trebuie creepvine seed cluster. Nu știu unde faci rost de astea, dar... Doamnește! Îi dăm un save. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex, să nu ne vorbim de data viitoare. Pa, pa!